Doamne, Cel ce ești prea curat, neîntinat, fără început nevăzut, necuprins, de nepătruns, cu mintea, neschimbat, netrecut, nemăsurat, fără de răutate, care singur ai nemurire, locuind în lumina cea neapropiată, care a făcut cerul, pământul, marea, toate cele din ele, care plinești cerurile mai înainte de cerere, ție ne rugăm și pe tine te lăudăm, Stăpâne, Doamne, iubitorul de oameni, Părinte Domnului Dumnezeului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care pentru noi oamenii, pentru a noastră mântuire, s-a făcut din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din pururea Fecioara Maria, preamărita născătoare de Dumnezeu, care mai înainte în cuvinte, învățând de-a mai pe urmă cu fapte, arătând când a arătat patima sa cea mântuitoare, ne-a dat pildă nouă, smeriților păcători și nevrem cerurilor tăi, ca să aducem rugăciuni cu capetele, cu genunchii plecați pentru păcatele noastre, pentru greșelile ce din neștiință ale credincioșilor. Însuți, mult milosive iubitorii de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta, cinzecimii, în care Domnul Dumnezeu nostru Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta ta, Dumnezeule, Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, care a așezut peste fiecare dintre unii. S-au umplut toți de harul lui cel împuținat și au grăit într-un alte limbi mărițile tale și a prorocit. Deci auzi-ne pe noi care acum ne rugăm ție, adu-ți aminte de noi, smeriță o sândiție, alungă robia sufletelor noastre și cu milostivirea ta mijlocești pentru noi. Primește pe noi care cădem înaintea ta, strigăm, am greșit înaintea ta, suntem puși din pânt cei maici noastre. Tu ești Dumnezeul nostru, dar pentru că s-au scurs într-o deșertăciune, zilele noastre am pierdut ajutorul tău și ne aflăm lipsiți de toată apărarea. Tot rugăciunile noastre, cele de voie și fără de voie, primește rugăciunile noastre, cele de seară și primite rugăciunile mulțimea bine tale și amurările tale peste mușnirea ta, protește pe noi cu Sfinții de Înger, înarmează pe noi cu armele dreptății, încurjoare pe noi cu adevărul tău, păzește pe noi cu puterea ta, mântuiește pe noi cu toată primejdea, de toate totdeauna și celul potrivit și ne dorește în o viață curată. Și în această seară și în noapte ce vine, în toate zilele noastre, de săvârșită Sfântă Paștică, fără de păcate, fără Sfânteală, fără Dumnezeu, te rugăciune prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu și pentru a Dicuturilor Sfântului Tăi, care din viață o bine plăcuție. Amen. Ne dorește pururea celor credincioși prin moștenire nestricată, iar astăzi, mai arătată trimis acest har ucenicilor și apostolilor tăi și a întărit buzele lor cu limbile de foc prin care tot neam lumenesc, primind cunoștință de Dumnezeu în asta limbă și în auzul urechilor, ne-a luminat cu lumina Duhului și am scăpat din neșelăciunea ca dintr-o întuneric, prin împărăția limbilor de foc și nevăzute cu lucrarea cea mai presus de fire, ne-am învățat cu crede în tine și ne-am luminat și a cuvântat pe tine Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. O Dumnezeire, o putere și o stăpânire, Tu, dar Cel ce ești raza Tatălui și chipul neschimbat și nemutat al firii și al ființei, izvorul înțelepciunii și al harului, deschide și mie păcătos buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog, că Tu ești Cel ce știe mulțimea cea multă a păcatului mele. Dar ai închis cu puterea Ta cea nemăsurată în focul nestins, într-un tuneric cel mai înainte de afară, înțelepciunea Tatălui, care cu nume mare, Tu, Cel ce te-ai arătat mare ajutător, al celor năpăstuiți și ai luminat pe cei care ședeau în întuneric și în umbra morții. Tu, Doamne, al slavei cele veșnice, Fiul iubit al Părintelui cel prea înalt, lumină veșnică din lumină veșnică, soarele dreptății auzi pe noi care rugăm ție, odihnește sufletele robilor tăi, ale părinților, fraților noștri care au adormit mai înainte, ale celorlalte rudenie după trup, ale tuturor celor ce de o credință cu noi, pentru care și facem acum pomenire că stăpânirea Ta este peste tot, în mâna Ta ții toate margini pământului. Stăpânea toțitorului Dumnezeu al părinților, Doamne al binefăcătorului, al neamului celui nemuritor, al celui nemuritor, a toată firea omenească care ne se sedește iarăși, se strică siditorul al vieții, al morții, al trăirii cele de aici, al mutării cele de acolo, cel ce măsori anii celor vii în rândul ceasul morții, care duce și scos din ea cel ce lege într-o neputință, dezlege într-o putere, care tocmește de aici spre trebuință, o rânduiește de folos spre cele viitoare. Amin.
Este bine la această slujbă mare cu tremurătoare, rugăciune care s-au citit, să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu, deci nu degeaba spune iară și iară, plecându-ne genunchi sau ridicându-ne de la rugăciune, cei care puteți și reușiți să stați în genunchi, să nu uitați că trăiți, trebuie să stăm în genunchi, implorând iertarea și mila lui Dumnezeu. Că vine timpul și ceasul când vă spun deseori că nu o să mai reușim să putem sta în genunchi. Vine boala, vine suferința, vine încercările care sunt asupra noastră pe bunătate trimise de Dumnezeu. Și atunci, măcar acum, când ne dă Dumnezeu tărie, putere, să ne plecăm genunchii și capetele cu smerenie, cu lacrimi, cu milință la pământ. Să cădem și îngenunchem în fața lui Dumnezeu cu multe lacrimi și smerenie, să ne rugăm în primul rând pentru cei sărmani, pentru văduve, pentru orfani, pentru cei care nici acum poate nu au o bucată de pâine, dar să mai fie, să mai vină alte încercări grele și să nu vă temeți niciodată de foamete. Dumnezeu ne-a lăsat niciodată să aveți credință și să credeți cu tărie că Măicuța scumpă ne va acoperi și în timpuri grele, dar să știți să și mulțumiți când cereți și vi se dă și primiți, să vă reîntoarceți, să știți să-i mulțumiți, nu numai să cerem, să cerem și nu știm ce cerem. Sfatul meu este, n-aș putea dă eu sfat la duhovnici, eu mă duc cu un sfat primit de la Vlădica Pimen, nu pot să vii până în ceasul morții. Nu încărcați fiii duhovnicești, credincioșii, cu grele canoane, că dacă nu o să le facă nici ei, nici voi, veți răspunde înaintea lui și voi și ei. Rog pe Măicuța Domnului să vă ocrotească, să vă acopere sub Sfântul Său omofor. Mulțumim, Boda Prosti, că ați venit, Bucurie Sfântă, Doamne ajută! Afară, în pridvor, se va da teiul. Cu îngăduința dumneavoastră, m-a rugat familia Rot, așa se spune, familia Rot, Ana și Romică, din satul Budești. Această familie anual, cu câțiva gospodari din satul Budești, aproape de noi, de Mocoșești, fac an de an acest praznic de mulțumire pentru toți pelerinii, dar și pentru cei răposați. Romica, Ana, Olga, Viorica, Petronela, Petric, Ioan, Mihai, Gabriela, toți cu familie dumnealor. Frumos gest, îl consider un gest nobel. Cea mai mare pomană posibilă să faci, o masă la mănăstire, unde nu se întoarce înapoi, precum facem noi acasă. Astăzi, un sobor de preoți, împreună cu credincioșii pelerinii din satele vecine ale mănăstirii, vom fi prezenți la procesiunea cu icoana Făcătoare de Minuni în comuna Ipatile. Cred că din 2015, dacă rețineți bine aminte, când n-a plouat două luni pe pământ, o secetă cruntă. La cererea domnului primar, din vremea aceea, fiul meu duhovnicesc, Postănac, Costică și Viorica, familia, ne-a rugat să ne ducem, având mare evlavie la icoana Făcătoare de Minuni la mănăstirea noastră, poate Măicuța Domnului va îngădui să trimită ploaie pe pământ. Iată că sunt câțiva anișori, din 2015, când an de an, acest fiu duhovnicesc cu suflet nobil, care o prețuiește mult pe Maica Domnului, a ridicat în cinstea Maicii Domnului copia icoanei Făcătoare de Minuni. Cei care o să vă duceți azi la procesiune, la ora 5 va avea loc, câmp acolo unde an de an ne adunăm sobor de preoți, credincioși, săvârșind slujba acatistului personalizat a icoanei Făcătoare de Minuni și aghiazma mică. Acolo domnul primar Costănac a făcut și un izvor și este într-adevăr o mare binecuvântare, cred că unicată în țara noastră, cât ne va îngădui Dumnezeu, vom poposi în acea frumoasă comună,
care sunt, să spun, mulțumit sufletește că am ucenici acolo și îți deda pildă acești oameni cu suflet mari. Mi-a spus și durerea